6 bărbați din 10 din țara noastră suferă de disfuncții erectile. Sunt datele medicilor andrologi care afirmă că problema afectează în mare parte bărbații trecuți de vârsta de 40 de ani. Potrivit specialiștilor, disfuncțiile pot fi înlăturate definitiv cu ajutorul unui implant. Operația se efectuează deja de 4 ani în Europa, iar din acest an se va efectua și în Moldova. Deocamdată nu se știe însă cât vor trebui să plătească bărbații pentru această plăcere. Medicii susțin că disfuncțiile erectile pot apărea din cauza stresului, oboselii, fumatului și a consumului excesiv de alcool. În unele cazuri sunt provocate însă de anumite boli. Este disfuncție erectilă endocrină cauzată de patologie a sistemului hipotalamo-hipofizar. Este disfuncție erectilă organică cauzată de diabetul zaharat, de patologia glandei tiroide și cauzată de hiperprolactinemie. Până nu de mult, funcția organului genital masculin era restabilită temporar prin tratament medicamentos. Acum însă problema poate fi înlăturată definitiv cu ajutorul unui implant dotat cu un rezervor cu ser fiziologic. È costituita da 3 rivestimenti, da 3 camicie, ha del silicone sulla punta per renderla più resistente, ma la cosa molto importante è che è una protesi che è completamente rivestita di antibiotico. Questa cosa che permette di rilasciare antibiotico per 30 giorni a azzerato completamente il rischio di infezione. Operația de implantare durează doar 15 minute, iar activitatea sexuală poate fi începută după 30 de zile de la intervenție. Paziente avrà una normale sensibilità, un normale orgasmo, l'eiaculazione sarà completamente fisiologica e quindi questo tipo di paziente potrà anche procreare, quindi avere normalmente dei figli, una normalissima attività sessuale. Din acest an, operația va putea fi efectuată la Centrul Municipal de Andrologie din capitală. Deocamdată nu se cunoaște însă cât va costa intervenția în țara noastră. În Europa, prețul unui astfel de implant variază între 10 și 20.000 de euro.